Bună, sunt botezatul Romeo și astăzi m-am gândit să încep o serie de videouri sau de podcasturi în care să vorbesc despre Reiki, evoluție și spirit. Despre Reiki este posibil pentru unii dintre voi să fie un domeniu nou, iar pentru alte persoane să fie ceva nou despre care nu ați auzit niciodată. Eu, prin aceste filmări, doresc să mă adresez acelora dintre voi care sunteți noi, nu ați auzit niciodată de spiritualitate sau de Reiki, ați fost poate împinși de cineva să mergeți la o astfel de terapie și nu ați înțeles nimic, sau din curiozitate să vedeți despre ce este vorba. Pe acest pământ pe care trăim sunt multe sisteme sau au apărut de-a lungul istoriei și a timpurilor multe sisteme de evoluție spirituală și de terapie. Una mai bună ca cealaltă și în esență toate sunt perfecte pentru că divinitatea, Dumnezeu le-a dat oamenilor pentru a face ceva cu ele, pentru a-și aduce o îmbunătățire vieții lui. Atâta timp cât există perseverență și fac ceva cu aceste sisteme. Universul, sursa, Dumnezeu, a dat aceste sisteme pentru a permite oamenilor să facă anumiți pași către evoluția lor spirituală. Da? Iar în momentul în care ajung la un anumit nivel spiritual, să înceapă să dea mai departe, să învețe și pe alții desăvârșirea spiritului. Eu am fost atras de când am descoperit acest domeniu al spiritualității, am fost atras de mai multe sisteme, printre care au fost Reiki, apoi radiestezie, hermetism, cosmoumanism. Deoarece am început sau am intrat în această lume cu ajutorul sistemului Reiki, o să încep și eu discuția de astăzi cu voi despre el. Și o să continuăm să trecem prin tot sistemul și toate formele lui până ajungem la final. Aceste video nu vor fi lungi, vor fi scurte pentru a putea integra informația primită. Acest sistem Reiki a apărut la începutul secolului 20 ca o încercare a unui maestru din Japonia să încerce sau să găsească adevărul din lumea spirituală, dincolo de religii și alte forme de terapie existente în acea perioadă. Ce înseamnă Reiki? Sau cum se traduce el în limba română? Rei înseamnă înțelepciune sau înțelepciunea sursei, a divinului, a lui Dumnezeu, să-i spunem. Și Ki este energia vitală. Acea energie de care noi suntem înconjurați clipă de clipă, acea energie creatoare datorită căreia noi vorbim și ne auzim în acest moment. Sistemul Reiki și tehnicile Reiki, învățăturile Reiki sunt compatibile cu toți oamenii, indiferent de culoarea pielii, de religia lui sau de credințele lui.
Deci el este compatibil cu toți. În ultima perioadă am auzit tot felul de idei preconcepute vis-a-vis de Reiki, dar aceste idei se datorează lipsei de cunoaștere și a dogmelor în care se află cei care vorbesc. Și eu personal am avut clienți, elevi, care după prima inițiere sau primul grad de inițiere în Reiki, mi-au spus că ei nu rezonează cu acest sistem. Părerea mea, este pur părerea mea, că acolo a existat o lipsă de înțelegere, o lipsă de căutări și perseverență în a învăța, în a-și face terapie, să vadă cum funcționează sistemul. Dar asta este pur părerea mea. Sau poate a fost o eroare de-a mea în modul cum am prezentat sau am predat sistemul. Există și varianta aceasta. În toți acești ani de terapie și de inițiere am văzut multe, dar cel mai mult m-a bucurat m-a bucurat atunci când am primit telefon de la cei cărora le-am făcut inițieri sau le-am făcut terapie și mi-au mulțumit de schimbările care au apărut în ei la nivel fizic, mental, sufletesc, folosind acest sistem. Acum nu doresc și nu voi povesti istoria Reiki-ului. Această istorie o găsiți pe internet, la o simplă căutare pe Google. Importantă pentru mine să nu este istoria lui, este și istoria importantă pentru a afla de unde vine și așa mai departe, dar aș dori să mă axez mai mult pe partea terapeutică și spirituală a lui, decât pe partea filosofică, pe partea istorică. Multe persoane, în momentul în care intră în cabinet, fie la mine, fie la alți terapeuți, în general doresc o ședință de terapie prin Reiki, și au așteptări de genul să se vindece, să plece de acolo după o oră, după 30 de minute, nu știu cât, în funcție de cât durează, vindecați. Cred că acest mit al vindecării, prin punerea palmelor, că pune mâna și vindecă, deci mi-a luat durerea cu mâna, există, nu pot să zic că nu există. Dar Reiki-ul, când vorbim aici de Reiki, el de fapt pune în stare de vindecare structurile omului, adică structura fizică, structura mentală, structura sufletului. Da? Există un proces al vindecării. Nu se întâmplă un instantaneu. Iar acest proces al vindecării are la bază o lege universală numită această lege se numește legea ritmului. Iar legea ritmului o găsim în natură. Afară este nevoie de o perioadă de timp ca o boabă de, sau o sămânță să dea rod sau să ajungă plantă, copac și așa mai departe. Așa funcționează, această lege funcționează și în spiritualitate, inclusiv în
partea terapeutică. Chiar zilele acestea, o elevă de la radiestezie a întrebat despre starea de vindecare. Această stare de vindecare are legătură cu punerea în stare de vindecare prin terapie Reiki. Starea de vindecare este un parametru care se poate măsura. Adică, printr-o măsurătoare radiestezică putem afla punctul în care se află organul, structura, în momentul X al vindecării. Și așa, în funcție de aceasta, știi cât mai ai de lucrat. Bine, atât pentru astăzi. Ne vedem în următorul video.